Nu s-a prezentat nimeni astăzi la licitația vânzării bunurilor stadionului municipal. Vechea arenă va fi vândută pe bucăți, iar municipalitatea a evaluat nocturna scaunele, cablurile, gardurile și tabelele de marcaj la 3,7 milioane de lei. Astăzi la ora 14 a avut loc licitația publică pentru vânzarea echipamentelor aferente stadionului municipal din Târgu Jiu. Din păcate nu s-a prezentat nimeni și ca atare licitația va fi reluată în fiecare zi de joi a lunii. Echipamentele care nu se vor vinde în cadrul licitațiilor vor fi depozitate în zona CET-ului și ulterior valorificate atunci când vor apărea cumpărători. Pe 12 iunie se va ține licitația pentru desemnarea firmei care se va ocupa de demontarea stadionului.